Ne așezăm, doamnelor și domnilor, că e bine să ne așezăm. Când vine Viorel Pop, e bine să te așezi, că nu știi exact ce afli despre ceea ce urmează. Bioenergoterapeut și cu... așa i-a dat Dumnezeu acest dar, să vadă lucruri pe care alții nu le pot vedea în legătură cu ceea ce se va întâmpla pe lumea asta. Bine ai venit, Viorel! Bine v-am regăsit. Țin să felicit pe domnul maestru. Simplu, Jean. Un om extraordinar. Sau simplu maestru. Am mai vorbit și pe, la machiaj. Bun. Am o întrebare. Uite, pentru că Jean este aici. Ai un sfat pentru Jean, apropo de faptul că tu știi... Le-a spus pe toate. Să nu pui la suflet ce spune unul, ce spune altul. Să ai minte de copil. Asta n-a specificat-o, dar o specific eu acum. Adică să fii vesel tot timpul. Să râzi, să glumești, să nu te atașezi de problemele nimănui, să nu te gândești la viitor. Noi avem un țel în viață. Care este? Am pornit așa pe drumul nostru, drumul vieții. Măi, vreau să ajung mare, vreau să ajung director. Mai sus, Mica. Așa. Vreau să ajung director, vreau să... Nu este țelul tău. Țelul tău este să trăiești fiecare clipă din viață. Dacă ai ajuns director pe mă, nu știi ce să faci. Apar griji, probleme, neajunsuri, pierzi la pensie. Dar așa, dacă ți-ai trăit viața cum vrei tu, mai bine, mai fericit, o duci mult și bine. Da. Genică... Greșesc? Drept? Așa este. Așa este, da? Numai că și ce intervine profesia. De exemplu, în profesia mea, emoția e permanentă. Așa este. Cu toate... Și fără emoție nu se poate face performanță. La orice profesie există emoția. Asta o moștenim. Dar consumul pe scenă e destul de mare. Nu, ăsta este demonul fricii, care l-avem moștenire de la moși strămoși. Vezi că n-ai făcut aia, vezi că aia nu-i bună, vezi că aia nu-i... Și pe om automat, involuntar, ți apar în subconștient. Dacă greșesc, dacă nu zic cum trebuie, dacă n-am făcut cum trebuie, dacă nu reușesc până la urmă. Dar sunt trecătoare astea, nu le punem... Sau să nu ne enervăm. Vii tu acum nervos. Viorele, chestii, ce rost are să mă consumi cu tine? Ai greșit, e problema ta, ai făcut ceva, ți-ai rezolvat problema. Dacă tu te-ai stresat, mă stresez și eu. Dacă am greșit și eu, dacă n-am fost bun aia, dacă n-am fost bun aia la altă. Nu, Cristi. Stai imparțial. Lasă că-i trece 5 minute, vorbim după aia. Dacă vrei mai mă sun, dacă nu mai mă sun, nu e o problemă. Așa este. Da. Foarte mare dreptate. Emoțiile țin cât stai în culise. Așa este. Până când vine ora de tăiere, cum zic eu, da, să intri în groapa cu crocodili, da, să mărite spectatorii și telespectatorii, da, în groapa cu crocodili, până acolo consumul este maxim. Așa este. De exemplu, le spuneam celor care nu mai sunt, Dumnezeu să-i odihnească, generației de aur cu care am jucat ani și ani de zile, umblam printre ei și le spuneam: am emoții de vânzare, care te interesează? Două roabe, le dau la 2 lei kilogramul. Și era unul din ei care zicea: de le lumăta. Și spunea: mama nu cumpără emoții, că nu știe să le gătească. Foarte bun. Și la mine, la cabine, spre exemplu, vin, e normal să te întâlnești cu... Ai auzit, îl cunoști, l-ai văzut la televizor. Să inhibă, să blochează. Și încerc frumos, râd, glumesc, le zic câte o poantă, le zic câte ceva, imediat dispare, imediat suntem prieteni. Atâta timp cât tu ești blocat, ești închis în tine, nu comunici, ți-e frică, ai frici, ai temeri, eu nici nu știu de unde să încep, de la pantofi, de la cap, de la mâini, de unde să încep să ți-e spun așa cum ești îmbrăcat. Poate vrei altceva, poate ai venit din curiozitate. Cum vin din curiozitate, așa pleacă din curiozitate. Sunt multe persoane, îmi cer scuze, îmi cer iertare față de ceilalți care au fost la mine și nu i-am primit, care nu le pot spune absolut nimic. Nu musai că sunt răi, că sunt cu sufletul negru, dar nu pot. Mai bine nu le spui? Și nici nu le spun să sperie, vai, că o să moară, că o să pățească. Nu, nici pe mine la așa ceva. Sunt anumite persoane care au venit efectiv și nu vor să lupte. Nu le spui că îi poți și programa, în sensul în care, dacă află, după aceea nu-și mai trezi viața. Altădată să vină. Au venit persoane care s-au chinuit 3-4 ani să ajungă.
Și până la urmă și-au luat inima dinți, au venit, domnule, a venit, știu, nu ai programare, ai venit că așa ai vrut tu, acum te-ai hotărât. Nu, mă refer și la o programare mentală, în sensul în care dacă tu îi spui unui om, vezi că o să-ți fie foarte nasol, omul ăla... Nu spun așa ceva la nimeni, asta niciodată n-am spus. Da. Ce mă chinui și o muncă extrem de grea să reușești să-i scoți din cap, din mental, din suflet, din inimă, anumite boli incurabile. Dacă te-ai atașat de boala aia, automat nu devine nimic altceva decât ceri milă, compasiune și... Foarte important ce spui acum. Și el nu luptă. Te duci la el, vai, verele, îmi pare rău, că uite, am auzit chestii, socotil, că ești bolnav. Ai plecat, ia uite, n-ai mai venit și ăsta la mine, că mă vaită și ăsta. Dar de ce m-a ales Dumnezeu tocmai pe mine? Dar de ce eu care eu eram ăla credinciosul? Dar de ce așa? A, se duce Cristi acum, vorbește la emisiuni, mă bărfește. A, să... Și tu ai venit cu inima deschisă la mine. Viorel, am auzit că ai pățit ceva. Așa este. Bun. Deci mare atenție ceea ce gândim, mare atenție. Și nu trebuie să ne atașăm de problema cuiva. Nu încercați să ascultați. Asta e un lucru... Cristi, să vezi ce am pățit azi. Deci eu furiile alea care ne-am, supărarea care n-am putut să-l... Îl jur pe maestru sau să-l bat pe maestru că a făcut o chestie în vara trecută. Vezi că e înalt și dă bine cu dreapta, nu te știu, l-am văzut. Da. Da. Automat îți spun și ție și lui ăla și lui ăla, deci oful ăla, supărarea aia din sufletul meu, te atac și pe tine și pe ăla. Și până te duci tu acasă la familie, bă, dar tu știi că Viorel a avut dreptate, dar de ce, bă, cu maestru era liniștit, era înlocuit, dar de ce a avut ăsta, ăsta? Și nu mai ești atent la drumul tău și nu o să ajungi pe stradă Ștefan cel Mare, ajungi pe Eminescu sau invers. Dau un exemplu. Vreau să-mi spui cum să facă oamenii pentru a elimina această frică permanentă în care trăim. Dacă, bine, dacă vă uitați la anumite ore la TV, este păi frică minut de minut. TV, dar nu numai despre la asta, la anumite posturi, uite acolo, să vezi că nu mai ești. Deci nu mai ești, ești zombie. Am auzit că a fost nu știu ce, am auzit că vine nu știu ce, am auzit că ele sunt așa. Dacă te uiți la anumite posturi la știri, jumătate, să mă ierte pe Dumnezeu, nu intru în politică. Jumătate țin cu palestinienii, trei sferturi cu Israelul. Iar invers pe partea aialaltă, pe urmă am uitat de ăștia, de ucrainieni. Acum stai să vezi că vin și moldovenii, stai că vin și aialalți. Deci noi suntem zombi. Deci după ce a fost lovitura deci de stat... Deci mai selectiv la ceea ce urmărim. Eu mă uit la Discovery, mă uit la Animal Planet, la un film, la orice ce. Eu am rezolvat-o mult mai ușor. L-ați aruncat pe geam. Am anulat cablu. Da? Da, nu mă mai uit la televizor de peste 4 ani. Degeaba avem 500 de posturi că vedem absolut un singur. Absolut deloc. Nu am treabă cu televizor. Păi bine, mă, și la mine unde vă uitați? Deci, Genica se uită la emisiune când vine. Acum câțiva ani era un bun prieten șofer la o firmă și ne explica, vă rog frumos să vă aruncați televizoarele pe geam. Nu aruncați televizoarele pe geam. Păi nu, că nu știu ce. Vedeți că la fiecare colț de stradă sau la fiecare bloc va exista o farmacie și o bancă. E, du-te mă că aici așa alimentar. Exact așa a fost. Și mai era o sală de păcănele acum, nu știu ce se întâmplă cu ea. Vedeți că apare criza. Toți se pun la coș și plâng, vine criza, vine criza. Băi frate, stai puțin că eu trebuie să ies din așa în nebuneala asta. Nu mă interesează. Rămânem cu Viorel după o scurtă pauză, dar mi-am adus aminte de celebru banc, apropo de televizor, să terminăm acum. Cred că vi l-am mai spus cu mediumul care zicea, domnule, eu fac pe oameni să fac anumite gesturi și eu induc. Și omul de lângă zicea, aiurea, fii atent, suntem în fața acestui bloc. La etajul 2 o să iasă un om și o să arunce o veioză pe geam. Ei, de domnule, etajul se concentrează la un pic, aruncă unul o veioză pe geam. Hai mă că sunteți înțeles, e camera ascultă undeva. Etajul 6, cineva o să arunce un prăjitor de pâine. Hai mă că e la mișto. Băi, fii atent, se concentrează omul, aruncă unul prăjitorul de pâine. Băi, terminați cu chestiile astea, mă duc la poliție, tu zici, fii atent, la etajul 10 e un om, o să arunce un televizor. Se concentrează un om un minut, două, trei, după care deschide cel de la etajul 10 și spune, n-am televizor. Da. Bun. Ne întoarcem după o scurtă pauză cu Viorel Popo să vedem și care sunt premizele pentru următoarea perioadă. Pentru că e foarte multă tensiune, războaiele sunt din toate părțile, economia, după cum vedeți, cum vorbeam și cu domnul doctor Furtună, a început scârție, nu mai avem bani în spitale. Ce ar trebui să știți pentru voi și unde îl găsiți pe Viorel dacă îl căutați și în plus unde îl găsiți pe Jean, îl găsiți aici. Nu avem bani de spitale? Hai cu pauză, că ne luăm acolo. Domnul șef Adrian Salomia pictează acolo, este fratele lui Picasso, ăla mai micu. Da, a făcut niște... Ce-ai făcut acolo?
Pe acolo avem bruschetele noastre cu tun și aici prăjim puiul nostru Shanghai, sosulețul nostru Calypso. Urmează să mai adăugăm niște usturoi, puțin ulei de măsline și cam ar trebui să terminăm. Încă n-am luat legătura cu tâmplarul, dar urmează. E foarte bine. Da, înainte să ne despărțim de dumneavoastră la următoarea pauză de publicitate, Jean are un banc genial. Dar până atunci, puțină răbdare. Viorel, cu tine am treabă. O să mai vină și un mare artist alături de noi și o să stăm frumos așa ca băieții spre final. Cum minți? Ce urmează și ce simți și ce sfaturi ai pentru următoarea perioadă? Toată lumea așteaptă treaba asta. Să-și trăiască viața. Simt acum că trebuie să fac lucrul respectiv, îl fac. Să lase grijile, să lase probleme, să lase tot, sincer. Dacă ai făcut chestiile astea și te enervezi, deja ai produs un dezechilibru din cap până în picioare în tot organismul. Ai produs un haos. Subconștientul tău se luptă să găsească problema respectivă. Lasă-le de la sine. Azi nu ți-a ieșit bine emisiunea asta. Nu înseamnă că până mâine dimineață trebuie să stai să te ceți cu soția, cu Ana, cu băiatul, că nu mi-a ieșit, că n-au fost buni invitații, că Viorel a vorbit neîntrebat, că maestru Jean n-a spus bancul care a trebuit sau s-a văitat sau a zis altceva. Toate trec. Ce crezi despre situația conflictuală din lume? Râd tare, sincer spun. Deci, eu am spus-o din 2000 și ceva, atenție la vecini, atenție la vecini. Tu ne-ai spus de Est și de Rusia de foarte mult. Au ajuns până la Dunăre, au ajuns până la Galați, da. Au ajuns până la Tulcea. Problema este alta. Mi-e frică de partea cealaltă, frații noștri peste Prut, cum să-i numim așa. Așa. Și acolo luptă, acum sunt alegeri. Cei din nord țin cu rușii, au gazele mult mai ieftin, 3 lei metru cub, pe când ceilalți 10 lei, da. 7 lei. Pro și contra. Iar dacă va face și sunt încercări de a ne atrage și pe noi în război sau în conflict, sunt încercări foarte mari, trebuie să fim foarte atenți la politică, să fim foarte atenți la deciziile care le luăm. N-are sens să spun, dar poate încă ne mai protejează Maica Domnului. Încă ne mai protejează. Două întrebări. Va urma, așa cum pare, o criză financiară, că tot auzim, este nu mai deja, sunt dare, nu este mai sunt... deja, dar în momentul de față se fabrică bani cu asta se vagoane. Face cu un preț, cu fabricatul de bani. Normal. La noi nu știu ce criză ar putea fi, că eu n-am mai văzut să mai există un complex de porci, de păsări, n-am mai văzut o seră. Cei care au mai avut fonduri și au făcut o seră, două, trei, le-au închis, irigații nu mai avem, noi cumpărăm. Pentru noi, total. Acum, hai că ne-a mai dat bomba că se scumpește carne. O să scumpească și mai mult, și mai mult, și mai mult. Deci urmează scumpiri. Deci urmează foarte multe scumpiri. 2024. Și după aceea o să avem bancul cu Jean și un mare artist va intra în două minute alături de dumneavoastră. L-așteptăm în locul problema dedicat cântării. Problema e să nu dăm curs. Atâta timp cât armata a 14-a din Transnistria stă la locul ei, avem pace. Dacă acolo se zgândără și le trebuie la vecini să intre în Uniune sau în NATO, mai ceva decât ucrainienii, automat... Da. Eu, din câte am văzut, sunt prognoze că peste mai mulți ani de zile o să intre în Uniunea Europeană. Cristi, mai mulți ani de zile, din 6, păcate, 7. Cum am spus că Anglia va ieși din Uniunea Europeană, a ieșit. S-ar putea să destrame. Da. Pe cât zic ei că s-au țin cu dinții, foarte multe state vor înțelege că nu are sens și nu are rost. Da. Ceea ce vor să facă. Așa văd eu, așa simt eu. 2024 va fi mai rău decât 2023? Da. Va simți lumea sărăcie. Atunci va simți lumea că nu sunt banii. Da. Singurul lucru care vă poate îmbogăți este sănătatea, iar sănătatea vine cu... Uite, acum, mă scuzi, te întreb. Un banc genial de la da. Jean Palaer. Da, o secundă mai strâng, te spune. Mai înainte, pe hol de emoții, da? Eu m-am dus la puțin aromaterapie. Da. Ți-am spus o poantă. Așa și un lucru real, ai râs, ai glumit, te-ai schimbat la față, te-ai îmbujorat. Așa este. Ai văzut cum se poate ieși din criză?
Ai dreptate, Jean. Viorel, Jean, zi-l pe la pe care mi-l iei în pauză acum, că-i genial. Tramvai. 1, agățat de bară. Cu gândurile lui, cu problemele lui, ca fiecare. Tramvaiul își vedea de, aici vedea de drum. Și la un moment dat, privind așa în gol pe geamul tramvaiului, vede o sumedenie de oameni pe carosabil, unul după altul, unul după altul, îmbrăcat în negru și, culmea culmilor, marea majoritate din ei numai bărbat. Așa. Și el, întrebător, așa, bă, ce-o fi cu ăștia? Tramvaiul își vedea de mers. Mergeau un pic mai repede decât mergeau ei. Da. Și merge, grupul era din ce în ce mai mare, da. Și la un moment dat ajunge în dreptul unui camion. Așa. Agățat de camion, un altul îmbrăcat, un bărbat îmbrăcat în negru, da. Cu un dulău mare legat într-un lanț de la cadă de fiară, știi? Se ținea cu mâna de camion și se uită în camion, curios, să vadă ce e în camion, cum suntem toți curioși, vede un coșug. În coșug se vadă repede ce e în coșug. Cine e în coșug? În coșug, coșugul gol. Și ăsta e repede, zice, ăștia au uitat mortul acasă. Cobor imediat cum ajunge în stație și fug repede să le spun că au uitat mortul acasă. Ăștia cred că nu și-au dat seama, de seama durerea lor, da. În mintea lui cu tare ajunge tramvaiul în stație, coboară repede, fuge repede spre camion, ajunge la ala cu câinele și spune, bă, cine e în coșug? Și ăla zice, nimeni. Păi, bă, cine e în gropi? Păi nevastă mea. Dar nevastă ta nu e în coșug. Păi n-are cum să fie în coșug, zice ăla, pentru că a mâncat o câinele ăsta. E a șaptea pe care o mănâncă. Și zice așa, dracuie, zice, da, toate muerele dracule mănâncă câinele ăsta. La care ăsta zice, am o nevastă acasă a dracului, de nu-ți vine să crezi, nu se poate să mi-l dai și mie împrumut? La care zice, da, cu dragă inimă, numai așează-te la rând. Genial! Doamnelor și domnilor, în exclusivitate pe dumneavoastră,